tăbăcit pe alea, cam cât durează? Nu poate dura în legătură, așa durează, o dată numai le tăbăcesc, o dată când se bilește, se pune sare pe ea și se lasă 2-3 zile așa, după aia o pui la uscat. Și când e uscat, atunci o bag în apă să se moaie, după aia o spăl, o cărnui bine și mai bag la risip. Bun, hai să le luăm pe rând. Unde anume o băgați? Unde? Ce folosiți? Într-un butoi, cu acid sulfuric și cu tărâță, cu iesele. Deci apă? Apă, sare, acid și tărâță. Și în butoiul respectiv cam cât le țineți? 6-7 zile, după cum, să, timpul e cald. Dacă e cald, să fac mai uite. Și dacă e timpul rece, mai târzi 2 zile. Și pe urmă ce urmează? Și pe urmă le scot de acolo și le pui să se urce, să urce o dată cum trebuie. Și după aia le rad cu niște cuțite de astea manuale, așa, care sunt mai mari și care nu au mașină de ras. Le pui la mașină de ras și le rad, le polizez, după aia pui un jmirgăl pe un tambur de ala și le polizez. Care e vopsit, o vopsesc, care nu le fac așa, albe. În cojocul la care coaseți, câte pe ea ați folosit? 8. 8 de miel. De miel. Da. Și la ce, cine poartă un astfel de cojoc? Ciobanii, gospodari ăștia care au cai, căruți, merg noaptea la cărat, la pădure, la drumul, și ăștia poartă. Ca să puneți cap la cap cele 8 piei, cam cât durează? Și mai ales că îl coaseți manual. Cap la cap, cât să dureze? Dar nu durează mai mult de 8 piei, să zicem, o 2 ore, cu toate treburile. Cam atât. Atât durează până le coaseți? Până le fac așa și cusutul. Cusutul ia 8 ore manual, să-l cusul nu este manual. Trebuie 8 ore. Da, și cam 2 zile. Deci o zi sau două de lucru? Atâta, la ăsta, că să zi miele, să se lucră mai ușor ca ele de oaie. Că fac și ele de oaie, dar să ne crezi de tot. Astea, și când încep să vopsesc, ele trebuie cromate, să le vopsesc, le polizez și ele să fac. Cheptare, geci, mai de mult făceam lindeloni, ele cu joce, ele, cum a s-o gata moda. Acum, care sunt clienții de bază? Cine vă mai dă comenzi pentru cojoace de frâne mai mari sau mai mici? Ăștia, țărani ăștia, ciobanii și sătenii, care... Cam astea. Și cheptare, iese, iese iară să fac. Iese iară am comenzi multe, dar asta numai cam pierna. Și pentru oamenii din sat? Pentru oameni. Și de pe alte părți, și de pe la județul Hunedoara, Iorbeni, și de pe părții. Că numai prea sunt ăștia să lucre așa, și pe mine, de departe.